Legea pensiilor speciale a fost votată ieri în Senatul României cu 79 de voturi pentru și 37 împotrivă. Senatul este prima cameră, legea urmând să meargă la Camera Deputaților, care este decizională. Parlamentarii USR care nu sunt de acord cu această lege au afișat pe holul Senatului pancarte pe care scria "Tăiați pensiile speciale". Membrii grupului USR din Senat au precizat că partidul dorește prin acest protest să arate tuturor celorlalți parlamentari că e momentul să respecte Constituția, regulamentul forului legislativ, să existe o dezbatere clară pe angajamentele făcute privind desființarea pensiilor speciale și de a le trece pe contributivitate. Deputatul USR de Hunedoara, Poliana Hangan, a vorbit ieri despre acest subiect. Doamnelor și domnilor de la PSD și PNL, opriți mascarada, spuneți-le românilor adevărul. Nu vreți să tăiați pensiile speciale. Vă prefaceți, a nu știu câta oară, că le tăiați și tot cu banii în buzunar rămâneți. Spuneți-le românilor de ce țara noastră va pierde sute de milioane de euro pentru creșe, școli, grădinițe și autostrăzi sau spitale, pentru că voi nu tăiați pensiile speciale. Spuneți-le că bunăstarea 19 milioane de români nu contează pentru voi, deoarece sunt mai importanți 200 de speciali. De 8 ori este mai mare pensia specială medie față de pensia obișnuită. Un român trebuie să muncească 100 de ani ca să câștige pensia voastră a specialilor. Este o nedreptate față de cei care au muncit toată viața și nu primesc suficient pentru un trai decent. Este timpul să puneți capăt acestei nedreptăți pe care voi ați creat-o și să vă asigurați că toți românii primesc pensii echitabile și decente.